Vă salut, mulțumesc noilor membri ai canalului, din ce în ce mai mulți, mulțumesc că vă alăturați echipei membrilor. Hoție, prostie, trufie, greșeală, dar mi se pare un pic, da, v-ați dat seama, vorbim despre meciul dintre cele două Craiove. Mă, eu cred că nu poți să vorbești despre greșeală când ai VAR. Pentru că, bă, dacă și cu VAR sunt decizii greșite și nu sunt corectate, înseamnă că fotbalul românesc e bolnav de cancer, de metastaze și nu se mai face bine niciodată. Adică dacă se fură și cu VAR, până acum se vorbea că se fură cu tușierii. După aia că se fură cu centralul. După aia că se fură cu brigada. După aia că se fură cu șeful Comisiei Centrale. Că au influență patronică. Bă, dacă se fură și acum, când ai arbitru la centru, ai monitorul pe margine și 3-4 arbitri în tir care urmăresc fazele și în timp real și după aceea relorile și trebuie să-l informeze pe Covaci, bă, înseamnă că e grav. Adică ori corupția e la un nivel de nu-i va mai permite fotbalul românesc să se facă bine și ăștia trebuie arestați, trebuie scoși din arbitraj, trebuie nu știu, ori era voință. Și atunci e la fel de grav ca și dacă am vorbit despre furt calificat. Și l-aud, știți că am vorbit și aseară pe direct și am zis, bă, înainte să lovească în cap, mingea l-atinge în mână pe jucătorul respectiv. Arbitru e foarte bine poziționat. Este o fază statică, adică o lovitură liberă mai exact, în care el nu se uită la executant, că n-ai de ce să te uiți la executant, că nu se întâmplă nimic. Deci tu te uiți la zid și după zid, mai departe, vederea generală, așa, periferică. Și fluier fără, adică nu trece nici măcar o secundă, câteva milimi de secundă ai fluierat. Și dai penalti. Ca și ai, mă tot uit la telefon, că am salvat niște, am dat pe un articol aici și sper să nu să se actualizeze, să se ducă. Bă, ai dat atât de repede. Înseamnă că ești foarte sigur. Nu te duci să vezi la cum a fost cazul la primul penalti, nu? Care nu-l vede, iar este, bă, e grav pentru un arbitru FIFA care o să arbitreze și la campionatul mondial. Că de-aia zic că nu, bă, că e prost, probabil, că e arogant, o știe toată lumea. Bă, dacă e hoț, nu e dovedit. Iar dacă vrea să fure, păi vede penaltiul ăla și îl dă el direct primul, zic. Dacă vrea să fure, dacă e hoț calificat, e hoție la drumul mare, bă, ăla-l vede. Că e, și, repet, și la ăla e foarte bine poziționat, adică e la 5 metri de fază. Și nu-l dă. E și face semn. M-am uitat, deci m-am culcat la 3 jumate azi noapte. Am văzut fazele, am căutat pe YouTube, au postat niște suporteri. Filmat din tribună, mai de sus un pic, bine, e filmat cu telefonul. E, uite, am văzut filmarea aia de sus, bă, și nu se vede absolut deloc, adică la televizor mai pe toate relorile alea să vede că ridică la mâna, mingea vine așa și dă-l ăla în cap. Și logica fazei este că ăla fiind atât de aproape, chiar dacă nu se schimbă vizibil traiectoria mingii, îl poate atinge pe mână. Pentru că de aici, aici, cum ține ăla mâna, sunt 30 de centimetri.
trebuie să lovească direct în mână așa și mingea să cadă jos, sau aici mai sus în zona asta și mingea să se ducă în sus. Adică să-i schimbe vizibil traiectoria balonului. Fiind vorba de o distanță mică și o teoretică atingere, n-are timp, că doar îl atinge așa, n-are puterea necesară. În momentul când mingea lovește mâna, nu o lovește atât de clar încât să-i schimbe traiectoria vizibil. Și atunci, văzându-l pe atât de aproape, multe relori, îi dai dreptate arbitrului, mai ales că te gândești că dacă a greșit, bă, are VAR și îl cheamă ăia să vadă. Bă, nici nu se duce să vadă. Adică te gândești în primă instanță, da? Că ăia din camera VAR sunt de acord cu arbitru. Că atunci de ce nu, adică, la prima fază nu sunt de acord cu el, cu toate că e un faul clar. Mult mai clar, deci faza de la primul penalti este de 10.000 de ori mai clară, e piedică, nu vorbim că era deștept, că pune piciorul, că s-agață, bă, e fault. Deci e o fază clară și ușoară și nu o vede, dar se duce, îl cheamă ăia din tir, se duce, vede și dă penalti. Deci nu vrea să fure, că dacă vrea să fure, dădea penalti la meciul, la faza aia. Dacă vrea să-i fure pe aia să le facă rău, oprește meciul. Că motive regulamentare avea cu dobitocea în tribună, care aruncă toate nebuniile în teren. Deci el e prost pregătit. Greșește, face un meci catastrofal. Și da, dacă, și apucasem să vă spun că am văzut pe TikTok, filmat din tribună. Din tribună de undeva, de unde se în zona unde se în fața tribuna din fața căreia se execută lovitura liberă și e aproape pe linia zidului băiatul care filmează. Ok, e filmat cu telefonul, e filmat mai de aproape. Bă, nu se vede deloc. Adică la televizor mai ai impresia că atinge. Bă, pe ce are filmat băiatul ăsta și postat pe TikTok, să vede că mingea vine direct în cap. Clar în cap. Da, sare cu mâna sus, nu ai cum să sare. Asta am spus și aseară. Bă, nu poți să sari dacă nu-ți faci elan cu mâinile. Și poți să faci să ții mâinile cum vrei tu. Ei spun și arată, nu pune mâna așa, nu pune așa, nu? Pentru tocmai în eventualitatea în care ar lovi mingea mâna, să ei să fie acoperiți. Dom'le, le-am zis, i-am atenționat, l-a lovit în mână hands careu 11 metri. Bă, pe imaginile astea trimise, postate de băiatul ăsta, repet, cred că rândul 20 undeva, peste nivelul gazonului mult și peste nivelul jucătorilor, deci încă un metru și ceva, să vede cum vine mingea, să vede că la sare așa, e drept cu mâna în poziția asta, dar îl lovește undeva aici. Eu mai m-am gândit la un lucru, fără să-l scuze deloc pe arogantul ăsta de Kovaci. Bă, dacă tu când sare ai mâna aici, da? Și te și atinge mingea, n-ar trebui să te lovească undeva mai sus? Adică ca să te lovească aici undeva, trebuie să ții mâna la nivelul ăsta și dacă deviezi un pic mingea, nu? De ce comentăm în continuare? Pentru că iese Mititelu azi noapte, mă așteptam Mititelu senior să fie mult, mult, mult mai vehement. Nu este. M-a bucurat pe de-o parte discursul lui și mi-a plăcut. Pentru că, bă, vorbește exact ca un patron de echipă, dă liniște echipei, încrederea antrenorului, liniștește suporterii, îi felicită pe adversari, e mulțumit de ce a făcut echipa lui, cu toate că spune la un moment dat, domne, s-ar fi putut mai mult, corect, și vorbește și de perspective.
care un discurs senzațional, Mititelu, mi-a plăcut. Mi-a plăcut mult de tot. Și acum am spus-o și aseară, o spun și azi, eu mi-aș fi dorit ca echipa lui Mititelu aseară să câștige. Din diverse motive le-am explicat pe direct aseară, le aveți acolo. Dar revine azi noapte târziu pe Facebook și azi la o emisiune televizată dimineață și spune, domne, am informații, bine, asta nu putem verifica și cred că nu vom putea verifica niciodată. Dar spune omul, domne, am informații că i s-a solicitat din tir să se ducă la marginea terenului să vadă faza, să o revadă. Și nu s-a dus. Bă, asta e mai grav decât hoția pe față. Deci dacă există, și am înțeles că se înregistrează între central și tușieri, cred că se înregistrează și între VAR și central. Bă, dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, ar trebui suspendat. Nu se va întâmpla să fie suspendat pentru că e pe listă la campionatul mondial și la cât a fost de promovat de Vasara și de ajutat și de trecut cu vederea foarte multe lucruri grave, nu se va întâmpla nici de data asta. Dar normal, dacă tu ești cât ai fi tu de sigur și cât de mare arbitru te-ai crede tu, dacă spună ea, vino să vezi că e dubioasă faza, vino să vezi. Nu să spună că ai greșit sau vino să vezi tu. Și tu nu te duci, n-ai ce să cauți în arbitraj. Din punctul meu de vedere. Trebuie exclus din arbitraj. Cât e el de covaci, n-avem arbitri buni. Nu contează. Bă, dacă ești atât de mândru și de trufaș și de plin de tine și de zeflemist și de cum ești tu și nu vrei să te duci să vezi faza, n-ai ce să cauți în arbitraj. Bă, exclus. Ok, pierdem locul de la mondial. Asta e. S-a pariat pe unul care nu poate să-și depășească autostima de sine, ego-ul, orgoliu și ce căcat mai are el în capul ăla de important. Și atunci n-ai ce să cauți, prietene. Nu ai ce să cauți. Afară din arbitraj. Nu o să se întâmple, că suntem o mână de lingăi, de falși, de mânați de interese și o lasă, domne, a greșit și el, săracul, n-au fost nici aia siguri în cameră, să iasă Vasara să explice, să publice înregistrările. Ce vorbește cu tușierul, dacă vorbește, ce vorbește cu varul, dacă vorbește, dacă se înregistrează, măcar să le publice. Să știm și noi. Pentru că bă, înseamnă că îți bagi joc. Adică tu ce te gândești în mintea ta de orgolios, de zeflemist ce ești? Păi bă, m-am dus odată și am greșit la primul penalti. Acum fluier greșesc chiar? Păi și dai varul pus. Nu să ne arăți tu cât ești de orgolios. Că n-ai de ce să fii. Și eu știu ce vorbesc, că am fost și observator federal de joc și stăteam în cabina arbitrilor înainte de meci. Și la încălzire și când ajungeau la stadion și am fost și la meciuri în care chiar la Chiajna, cred că am fost la un meci, Chiajna cu Ceahlău, Piatra Neamț sau cu Brașov, nu mai țin minte, cu Brașov, cred, care arbitra Covaci. Și observator de arbitri, un nume important din arbitrajul românesc. Și bă, avea așa o importanță și atunci era un neai ca nimeni, adică n-arbitrase el prin Europa, nu avea harfele astea de arbitru internațional. Era pe lista FIFA, cred, dar n-avea figurile astea de intangibil. Și avea niște bășini în cap de bubuiau când călca. De-aia zic că așa cam știu ce vorbesc în general și acum în mod special știu ce vorbesc. Bă, dacă ai făcut lucrul ăsta, n-ai ce să cauți. E grav. E grav, trebuia să fie conferință la Comisia Centrală de Arbitri. Chemat în dimineața asta, explicat, ascultate înregistrările și făcută conferință de presă.
Lasă-l mă să vorbească, să ne explice ce a văzut și cum a... Și atunci nu mai sunt interpretări. Dom'le, îmi prezint scuzele, am greșit. Ăia din VAR nu m-au anunțat. Îmi asum greșeala, îmi prezint scuzele suporterilor, conducerii, antrenorilor, jucătorilor. Bă, asta e, ok, ai greșit, ai recunoscut, asta e, să nu o mai faci. Și tragi la răspundere și maimuțul ăia care, bă, ați mărit baremurile la arbitrii. Câștigă mai mulți bani. Câștigă mai mulți arbitri bani decât înainte. Păi ăia n-au nicio responsabilitate. Așa, de ce nu puneți patru suporteri care oricum și-au luat bile la meci, sunt pe stadion, prin tragere la sorți? Făcută tombolă. Peluza a doua, sectorul 15, locul 3, rândul 2. Treci la VAR. Tribuna întâia, locul baia, rândul cu tare, sectorul cu tare, hai la VAR. Nu 2 și 2, nu mă, făcută poate să fie toți patru de la peluză, de la peluza oaspeților din galerie. Nu contează, frat. Sau fă invers. Unul de la peluză, unul de la peluză, unul de la tribună, unul de la tribună. Tombolă. Și atunci cu siguranță ai unul de la oaspeți, 100%, ai unul sau doi de la gazde, că ăia și galeria și la tribună, și poate ai și unul neutru de la tribuna a doua. Poate, dacă nu, bă, oricum, ai unul dintr-o parte și trei din partea cealaltă. Și atunci ea nu-i mai plătești. Păi veniți, bă, să vă uitați și ziceți rola în cască. Mi se pare că de câte ori zice unul de la din ăia patru, mi se pare că ai greșit la penalti, cartonaș roșu, gol, te duci și vezi. Bă, vin o să vezi că mi se pare. Și te duci. O să țină meciurile 110 minute, asta e. Și ce dacă? Să întrerupe de 10 ori și cu asta basta. Eu nu înțeleg de ce când se întrerupe meciul pentru consultarea VAR-ului, nu li se dă voie fotbaliștilor să meargă la marginea terenului să bea apă. Pauză de hidratare, că oricum pierzi un minut că se uită la televizor sau două sau... Păi pierzi un minut, două că se uită ăia și pe urmă să mai joacă 3 minute și trimiți un minut să bea apă. Dar lasă-i, mă, că da, să uită ăia pe ecran sau de ce. Puneți o umbrelă în fața ecranului. De ce asta spun? Dacă ăsta, arogantul ăsta, a refuzat, cum zice Mititelu, că are informații, să consulte VAR-ul, ar trebui exclus din arbitraj. Fără regrete, fără plânsete, fără campionat mondial, marș, mă, n-ai ce să cauți. Bă, dacă orgoliul tău e mai important decât să-ți bagi joc de un meci, de o echipă, n-ai, mă, ce să cauți. N-ai ce să cauți. Și de-aia am și spus aseară și am pus și imaginile să, bă, e la 5 metri de fază și ai VAR. Că n-ai cum să greșești în halul ăsta. Și ăia că spune că aici vreau să ajung la Cristi Balaș, zice așa. Din cabina VAR au considerat că mingea șterge firul de pe brațul jucătorului. Firul de păr. Păi și dacă n-avea păr? Sau nu au putut să depisteze precis că mingea nu a atins mâna. Astfel, nu ai cum să contrazici arbitru. Ei intervin când ceva e evident. Arbitru a fluierat pentru că a văzut. Păi ok, și ăia n-a fost evident că nu a atins mâna. Când arbitru nu ia o decizie pentru că are dubii și nu a văzut cazul primului penalti, iar VAR-ul are semne de întrebare, îl cheamă să revadă faza. Când arbitru ia o decizie, înseamnă că a văzut. Da, aici e dreptate. Adică dacă fluieri, înseamnă că ai fluierat ceva. E exact ca și cum ai plânge și nu știi de ce plângi. Știi de ce plângi, că de-aia plângi. Când fluieri, știi ce ai fluierat. De ce ai fluierat? Am fluierat pentru că am văzut că. Nu? Am fluierat faul. Păi nu l-am atins. Eu așa am văzut.
putem să analizăm faza diferit. Dacă noi vedem relori, e clar că există semne de întrebare. Nefiind ceva foarte clar, că arbitru nu poți vedea. Dacă arbitru era inspirat și lăsa jocul, cei din camera VAR îl chemau să revadă faza. Păi da, dar nici să lași acum toate fazele să curgă, că te gândești că ai greșit. Că ar dura meciul două zile. Dacă toate le... Și atunci de ce mai arbitrezi? Că pentru un fault la mijlocul terenului și lucruri foarte clare, poate să arbitreze oricine. Adică tu ești plătit și ești arbitru să vezi lucrurile care un nearbitru, un nespecialist nu le-ar vedea. Atunci ar sta ăia la aer condiționat în tir și ar fluiera din tir. Și ar fi și cu o reloare două. Nu ar fi mai marja de eroare mai mică. Dacă tu nu vezi nimic și când vezi, vezi greșit, păi n-ai bă ce să cauți în arbitraj. Așa arbitre și eu. Nici nu mai trebuie să știi regulamentul că la jocul să continue și când se întrerupe zice ăla, bă, prostule, trebuie să-i dai roșul ăla. A, te duci, a, da, ai dreptate, roșu, ieși afară. Păi atunci ce rol mai ai? Pentru ce mai ai? Ai și arbitru de rezervă, ai și doi tușieri, ai și pe aia încă patru, păi ăia vin la meci cu tirul. Arbitri, bani, aruncați degeaba, că uite. Deci, repet, hoție n-a putut să fie, că dacă vrea să fie hoț și să fure, fura, îl dădea cu ochii închiși. Adică au fost penalturi date pentru mult, mult mai puțin decât faultul ăla clar în careul la Marcovici. Ăsta nu vede și nu fluieră că nu vede, dar dacă nu vede, eu întreb altceva, că am văzut că asta n-a întrebat nimeni, probabil că e faza aia prea importantă cu Hens. Așa zisul Hens. Păi mă, dacă nu vezi, dacă nu fluieri, de ce-i fa semnul Marcovici să se ridice? Că n-ai văzut, nu? Păi și de ce-i fa semn să se ridice? Și dacă-i fa semn să se ridice, de ce nu fluieri și dai galben pentru simulare? Că, nu? Adică dacă nu dai penalti, ăla cadea prost în careu, nu e simulare? Și nu trebuie cartonaș galben? Adică tu vrei să pară că ai controlat faza, ești căcat în ploaie, în fluier, și fasem, ridică-te, ridică-te, dar în același timp știi că ești în eroare, că poate ai greșit și nu dai lovitură liberă, indirectă, simulare și galben. Adică tu ești un fel de curvă cu fluier, curvă masculină, care mergi la alibi. Îmi iese, nu-mi iese, lasă fiu acoperit și așa, așa, așa. Vine varul, te corectează. Nu-ți convine că tu ești mândru. Pe urmă, fluier tu, că așa vrei, penalt. Că ai văzut, nu că așa vrei. Fluier că ai văzut. Și dacă te anunță ăia că n-ai văzut bine sau că există dubii și nu vrei să te duci, păi e gravitate maximă. E viciere de rezultat și e bătaie de joc și n-ai ce să cauți în arbitraj. Că vezi, Doamne, păi mă fac eu de căcat a doua oară? Păi și așa nu ești de căcat? Adică, hai să fim serioși. Este o greșeală care decide jocul. Nu mai zic în plan mental 2-0 la pauză din două penalturi date în 3 minute. Că te doboară. Nu mai zic nici asta. Că una e 1-0 la pauză, alta e 2-0. Și într-un derby și cu meci cu încărcătură. Adică undeva domnul Covaci le zicea la aia pe teren, că am comentat și aseară. Vezi-ți de treaba ta. Păi, și tu ți-ai văzut, mă, de treaba ta? Că tu nu-ți vezi de treaba ta și fluierea iurea. Da, aia zic că e gravă treaba cu domnul Covaci. Dar aștept pe Vasaras și pe Covaci eventual să facă o conferință de presă comună și să ne spună
ce s-a întâmplat acolo. Că acuzațiile lui Mititelu sunt foarte grave. Foarte, foarte grave. Dacă ăia i-au solicitat să vină să vadă faza pe monitor și eu a zis, el a zis, sunt sigur pe mine a fost Hands, nu vin. Pff, n-ai cum, cât de sigur să fii pe tine. Ok, ești sigur, bă, dar ai o confirmare. Scap de niște belele. Uite ce iese. Și de-aia zic că e de urmărit subiectul și e de urmărit dacă... N-aș vrea să-i jignesc aia din Comisia Arbitrilor. Ies să explice. Am văzut că au fost meciuri și a zis, domne, n-a mers fibra optică, n-a... La un hands clar ca lumina zilei. Vine mingea din cer, de pe Marte vine și cade l-o la pe mână și rămâne în față și degajează. La Ucluj cu FCSB. FCSB Ucluj. Și ăla nu face nimic, e onanist. Orb. Și au ieșit ăia după o săptămână și au zis fibra optică, nu știu ce, nu știu cum, au explicat. Păi explicați-mă și acum. În rest, să fiți sănătoși. Vă mulțumesc celor care ați devenit membrii canalului, indiferent de nivel, noilor abonați, celor cu mesajele și rămâneți oameni. Fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea cineva. Poate varul. V-am pupat.